Într-o lună, 53.000 de vizitatori au mers la peștera Ialomiței, recent reabilitată. Consiliul Județean Dâmbovița, beneficiar al proiectului Reabilitarea și Modernizarea Infrastructurii Tehnice pentru Creșterea Potențialului Turistic al Peșterii Ialomiței din Masivul Bucegi, prin Programul Operațional Regional 2007-2013, a susținut conferința de închidere a proiectului mai sus, amintit. Proiectul a avut o perioadă de implementare de 40 de luni, a fost semnat contractul de finanțare în data de 4 mai 2012 și s-a finalizat la data de 25 iulie 2015, când a fost redeschisă vizitatorilor peștera Ialomiței. La eveniment au participat constructorul SC Iulcover, autoritățile locale din Moroieni, reprezentanții ADR Sud Muntenia, reprezentanții Consiliului Județean Dâmbovița, reprezentanții Parcului Natural Bucegi, Serviciul Salvamont Dâmbovița, reprezentanții Complexului Muzeal Curtea Domnească și reprezentanți ai agențiilor de turism și, în ultimul rând, operatorii economici din zona montană Padina Peștera. Managerul de proiect, Carmen Stanciu, a făcut o scurtă prezentare a proiectului. Reabilitarea și modernizarea infrastructurii tehnice pentru creșterea potențialului turistic al peșterii Ialomița din Masivul Bucegi, județul Dâmbovița, are ca beneficiar Unitatea Administrativă Teritorială județul Dâmbovița, a primit finanțare prin Programul Operațional Regional, AXA 5, dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, domeniul major de intervenție 5.2, crearea și dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice. Ca perioadă de implementare a fost 40 de luni. E o perioadă mai lungă, de la data de semnare a contractului de finanțare, care a avut loc în 4-5-2012, iar ca dată de finalizare avem 4-9-2015. Valoarea totală a proiectului este de 6.415.654,31 lei, din care valoarea eligibilă a proiectului 4.625.710,28 lei, unde 4.180.254,38 lei reprezintă contribuție pe DER, iar suma de 352.941,69 lei reprezintă finanțare din bugetul național. Vicepreședintele Consiliului Județean Dâmbovița, Marin Antonescu, a ținut să sublinieze faptul că acest proiect a avut un impact foarte bun, dovada fiind numărul foarte mare de vizitatori din data de 25 iulie și până pe 1 septembrie, 53.063 de vizitatori. Avem un număr de la zi de 53.000, peste 53.000, ca să nu vă dau la detaliu, 53.063, de la inaugurare. Probabil ritmul se va menține încă 2-3 luni. O să vedem care este specificul din acest punct de vedere al sezonului rece. Asta ține și de căile de acces. O să vorbim mai încolo și despre proiectele noastre în zonă, care să creeze condiții favorabile pentru păstrarea unui ritm susținut din punct de vedere al adresabilității. Spuneam că e surprinzător pozitiv, nu am mai avut elemente la care să ne raportăm. Este primul obiectiv care este realizat în zonă, în partea finală a zonei de dezvoltare durabilă, ceea ce înseamnă că trebuie să privim cu speranță celelalte proiecte pe care le-am convenit împreună cu parcul, în primul rând împreună cu Parcul Natural Bucegi. Proiectul a avut o valoare totală de 6.415.828,68 lei, din care 4.665.725,12 lei finanțare nerambursabilă de la Fondul European de Dezvoltare Regională și Buget Național, iar 517.413,88 lei finanțare din partea Consiliului Județean Dâmbovița. În cadrul proiectului a fost modernizată alea de acces la peșteră, căile de acces în interiorul peșterii, au fost refăcute instalațiile electrice și a fost amenajat un punct de informare turistică. La intrarea în peșteră a fost instalată o scenă pentru oficierea de slujbe sau pentru susținerea unor concerte. Peștera Ialomiței are o lungime de circa 1100 de metri, dintre care 450 sunt accesibili și amenajați pentru vizitare. Prin soluția tehnică abordată se asigură la nivel superior protecția habitatului natural, atât prin folosirea acelor materiale speciale pentru căile de circulație, pentru ilumina și în special calitatea luminii, pare un paradox, dar
într-o peșteră calitatea luminii este definitorie și costă foarte mult aceste corpuri de iluminat și, mă rog, în general, un efort financiar și logistic deosebit. Prin acest proiect se dorește creșterea gradului de atractivitate turistică a zonei și punerea în valoare a frumuseții naturale a obiectivului prin folosirea unor soluții moderne de iluminare interioară și exterioară, reconfigurarea traseului interior prin diminuarea semnificativă a riscului producerii de accidente, precum și conservarea și protejarea mediului prin prevenirea deteriorării obiectivului din cauza practicării unui turism neorganizat.